doi îndrăgostiți, fata zice, vai iubițel ce mă doare capul. El zice, las că să pricepe băiatul, pupă și trece. O pupă după un sfert de oră, întreabă, te mai doare capul? Nu, zice, o trecut. După un timp zice fata, vai iubițel ce mă doare gâtul, las că să pricepe băiatul, pupă și trece. O pupă după un timp, te mai doare? Nu, zice, o trecut. După un timp fata zice, vai iubițel ce mă doare burtica, zice asta, las că să pricepe băiatul, pupă și trece. Dar să uită ardeleanul la el, zice, auzi măi ficior, tu la hemoroiz, nu te pricepi. Da, pupă și trece. Nu se întreabă de regulă, acum să mă ierte doamnele, cu cine îi place la femei să doarmă? De regulă, femeile până la 10 ani le place să doarmă cu păpușile. Între 10 și 18 ani la femei le place să doarmă cu visele lor. Între 18 și 35 de ani femeia doarme cu cine vrea ea. Între 35 și 45 de ani femeia doarme cu cine mai apucă. Între 45 și 65 de ani femeia doarme cu ușa și geamul deschis. Iar după 65 de ani femeia moare cu o trasă curent. Corect, așa-i? Și pe mă tot trasă curentul, nu? Pare rău pentru cine. Ce să mai zic eu? Asta este, nicio problemă. Bun, un bătrânel așa tot în tren, era acolo, mi-are trenul și vine o doamnă, zice, auzi mamă, zice bătrânelul, pe mine mă leagă-nă trenul, zice, când ajung la Ciocănești să mă trezești. Ajunge trenul la Ciocănești, îl bachii doamna, păi zice, tataie, tataie, Ciocănești? Zice, asta mai rar. Mai rar. Și când se scoală bătrânul, culmea, observă doamna că avea pantaloni invers, cu șlițul la spate. Zice, nu te supăra, tataie, de ce umbli cu șlițul la spate? Zice, taia, zice că vreau să o înțărc pe babă. Doamna, nu mă aplaud, dar zic că mor. Eu tot aștept aici. Da, hai și ceva pentru romane, așa-i? Da, adevărul, vine țiganul acasă, știi? Și prinde pe romancă că făcea dragoste cu nașul, dar asta, ha, bă, tu cu nașul faci dragoste, arză-te focul să te arză. La care ce țigan, că auzi, bă, am spus să cumperi cafea, ai cumpărat? N-am cumpărat. Am spus să cumperi ceva de halală, ceva carne, ai cumpărat? Zice, n-am cumpărat. Ceva de băut, ai cumpărat? Zice, nu. Păi atunci, cu ce vrei să-l servezi pe nașul? Așa, și ție, ai ce culoare ai, avea? Băi, scabrază, nu schimbă culoarea nici vara, nici iarna. Da, s-au stătea țiganul sub un pom așa și cânta un cuc, făcea cucu, 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 da, țiganul, hau, frumos cânt. Asta, cucu, cucu, da, țiganul, hai mai cântă ceva, mâncați așa penele tale. Și le-a somnul pe țigan. Zboară cucu, vine o cioară. Se scoală țiganul, zice, hai mai cântă ceva, bă, dar începe cioara. Se uită țiganul sus, hau, firea dracului urâtă, ești aici, gire dușit. Acum, sigur, ce să zic, am și dus să mă gărească. Trece, dar rămâne băiatul. Tot cu prietenul meu, zicem, hai să facem rost de bani. Dar cum facem rost de bani? Mă zic, facem rost de veveriță, mergem până la Curtiș, trecem vama, le vindem și facem bani ca lume. Bun. Cum le trecem? Zic, bă, le băgăm în pantaloni. Bun. Băgăm veverițele în pantaloni, ajungem la vama și începe prietenul meu. Iui. Bă, zic, stai cu minte, bă, că se prinde vame și ne ia veverițele asta. S-o prins vame și de-o lua veverițele. I-am și zis, bă, n-ai putut să mai stai puțin. Ăsta și dă-le dracului de fiare, bă. Cred că erau nănțărcați. Știi, că a început să sugă. Bă, nu a fost problemă, dar după aia ce a început să se joace cu astea, cu, zic, cu alunile, sigur. Bă, dar după aia a început să intre și să iasă din scorbură. Băi, am rezistat, dar
zice, când m-a apucat de alunii și le-a tras în scorpură, n-am mai putut, bă, zice, dă-le dracului, bă! Bă, ce să faci? Așa a fost, eu luam veverițele și am scăpat, mă, zic, ce dracu facem? Hai să facem ceva, să facem bani, mă, să lansăm tricouri cu moto UCNB sau chiloți pentru doamne. Cu motoul istoric, capul lui Moțoc vrem. Sau slipuri pentru bărbați, când mă voi scula, pe mulți am să popesc. Ei, n-o ținut, nicio problemă. Eram așa în parc, nicio problemă. Acolo era unul cu una. Băiatul cam timid puțin așa și zice, vai, zice, ce frig mi-e la mâini, zice, nu pot să le pun la tine între picioare. Zice, fata la urechi, nu ți-e frig. Bun, și între timp fata o limită la dans, da, zice, acum când la dans acolo mai lipit așa unul de altul, a început să se joace cu astea, cu butoanele, știi, la fată, cu băiatul, la... zice, ce faci, zice, vreau să prind Europa liberă. La care fata îi pune mâna în pantalon, zice, dar tu ce faci? Zice, bă, cu antena asta, cu asta nu prindi curticiu. Bă, mulțumesc, așa.